Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Bă, nu știu câți dintre voi vă mai jucați Payday 2 sau dacă ați auzit vreodată de acest joc, dar se lansează Payday 3. Cât de repede se va lansa Payday 3. Noi ne-am mai jucat, eu am mai jucat cu mai mulți prieteni în care efectiv m-au ajutat acești prieteni, adică, na, să învăț jocul. Aveți mape. Pentru cine nu știe și stealth, ce faci, cum vreți voi. Bine, puteți să vă băgați și eco. Aia rămâne la alegerea voastră. Dar, după cum am zis, se va lansa pe D3. Cât de repede, clar că o să luăm. Și acum depinde dacă avem, o să avem și cu cine să ne jucăm. Așa că, mai așteptăm să fim și noi invitați. O să bage o mică mapă. Bine, cred că majoritatea din voi jocul a fost lansat pe undeva în 2012, dacă nu mă înșel. Dar eu nu l-am de foarte mult timp că na, nu prea am știut eu de el înainte. Dar o grafică, poți să vedeți când intrăm pe joc, setările sunt undeva pe high, dacă nu mă înșel. Și pe undeva cam chiar ca și CS:GO. La setări e un pic poate mai bun. La calitate, la cum se vede. Deci arată super bine. Îți cunosc cum o să fie Payday 3. Am văzut chiar un mic trailer și ai mai multe posibilități de a face în Payday 3, adică față de câte ai. Stai să văd, nu? Nu se vede mai multe de față pe ecran, dar nu vreau să arăt ceva ce să afecteze episodul. Stai să vedem dacă... Da, nu se vede. Cred că o să fie pus pe episod acum. Dacă o să uit, în caz, puteți să dați un search pe YouTube, pe D3 Trailer. Și aveți acolo mai multe informații. Decât am înțeles, guys, și sperăm să nu fie adevărat, CSGO se va opri la servere. Că o să fie un pic cam ciudat ca să fie mai multe servere împărțite, adică pun exemplu și CS2, și CSGO, da. CS2 e plin de bug-uri momentan pentru că încă nu a fost lansat din beta. Uite, la final, dar eu zic că încă o lună, două și de luăm adio de la CSGO. Și dacă jucați-vă cât mai puteți. De la și majoritatea streamerilor mari din lume, efectiv, de și de pe Twitch, Shroud sau ceilalți s-au lăsat de CSGO și joacă numai CS2 în momentul de față, chiar au rank-uri foarte mari. Aga, și atunci și noi invite-ul ăla. Să vedem. Da, nu apare, dar e ok. Numai level 78. Na, no, nice. Hai să le dăm. Bine, undeva fiind pe high jocul, cam laghează câteodată, dar o să vedeți în match cum se vede. Hai să dăm și start rapid. Faza care ar fi? Am pus un anunț pe Discord în care efectiv am întrebat dacă vreți să jucăm Starfield. Cred că majoritatea știe, e jocul open world pe care se joacă foarte mulți streameri din afară și din România. Din câte am văzut, nu prea vă place jocurile open world sau așa mai departe pentru că nu prea au fost creatori de conținut mai mari care v-au putut oferi treaba asta. Și desigur, reacțiile a fost cu nu. Așa că nici nu tare aș vrea să risc pe undeva la 150 de giga să bag numai pe joc și să nu se uite nimeni. Bine, 150 de giga numai să preinstalez pe plus update-uri ce o să mai fie sau așa mai departe, adică trece efectiv Call of Duty, o Warzone, dacă mai știe cineva. Bine, cine a făcut live-uri cu așa ceva știe. Da, e un joc cu poveste chiar destul de bună și eu nu m-aș juca.
Adică unul aș încerca, am mai văzut mai multe jocuri la străin, destul de mari. Nu știu, acum am mai povestit-o de streamul ăla pe live-uri, dar ăla efectiv nu și-a pune camera, nu are parteneriat, nu nimic, dar efectiv are un succes de ferească-mă Dumnezeu. Omul ăla cum s-a lansat un joc, cum el se joacă. Hai că eu dau ready, l-am pe stealth. Stai să mă uit la load. Păstrează că mă geamă, cred că nu. Păstrează că mă geamă. Atunci pun medkit. Sau ce pun? No. Hai să începem. Hai să vedeți, guys, cum o să fie. Deci, dacă văd o diferență între like-uri sau așa mai departe, chiar m-aș bucura, pentru că asta că se vorbește un pic mai mult și peste mine și mă cam... Na. Știți cum e? Încă n-am făcut mapa asta niciodată și asta zic o să punem, cred că am și playlist-ul lăsat de care am jucat ultimat efectiv și atunci a fost destul de ok, adică cel puțin eu nu m-am distrat și îmi place să văd partea distractivă a jocului, adică nu chiar vezi că te vede. Fix la mine. Iată cum era să ne iei, să mă iei. Trebuie să mă ascund de ăștia. Aici explic pentru persoanele care nu cunosc jocul ăsta chiar deloc. Trebuie să ne ascundem că dacă ne văd, un exemplu, clar, mare hit. Acum s-a întâmplat să... Dar... Și aici, din câte observ, nu mai le baci corpul într-un bex de ăla, adică... Dar n-am bex, n-am bex. Deci dacă găsești careva... Da, am primit un info destul de... Așa că... Hai că merg în continuare. Deci cam așa arată jocul, nu știu, cred că pe... Da, desigur. Need USB stick. Ia că am găsit de asta de bex-uri. Cam așa arată jocul. Da, trebuie să joci stealth, să nu... Te detecteze oamenii, cum te detectează un bodyguard sau așa mai departe, efectiv. Am găsit ceva pe aici. Maxim, ok. Să vorbesc cu disponenții lor. Da, să le dea info că e tot o regulă, cum ar fi. E tot ok, boss, da? Ne, nu prea. Toți sunt morți. Ai găsit stick-ul? Ah, super. Deci cam asta grafica. Din setările pe care le-am făcut pe OBS, normal ar trebui să vadă chiar super bine la voi, adică fără un pic de lag sau așa mai departe. Dar am zis că vreau să încerc neapărat pe D3, dar asta ar fi pe undeva prin decembrie, o să-l încercăm noi. Atunci, păi, e posibil să fie prea târziu, pentru că e posibil să-l fi văzut cine pe urmăriți sunteți pasionat de lansarea noilor jocuri. Dar na, o să încercăm din nou Son of the Forest, da? Și vedem, adică sper să aibă un impact, o să-l chem pe Staron înapoi. Sper să poată să mai aibă și el chiar să mai vină. Să terminăm o dată seria și vreau să văd ce s-a mai adăugat nou. Nu vreau să construiesc baze de acum, spun, pentru că baza ar fi undeva... Nici o pierdere de timp, dar nici... ceva, cum zic, ceva pe primul plan pentru mine, adică par fi pentru mine la un joc de survival constant mai multe treburi, nu numai în a construi o bază. Și o să ne jucăm așa, mai random, mai multe jocuri, mai... Aici, ghiz, știți voi ce, ui? Cred că l-am drogat, dracu, what the fuck.
Trebuie să merg înapoi sau ce facem? Yo. Deci trebuie să căutăm făină. Packs, nu vreau să-l bag în packs, dar... Cât ai găsit? Că eu am găsit una. Am găsit ammo afară. Pot să customizez caracterul la jocul ăsta destul de bine. Ai misiuni în care efectiv să mergi să fur mașina. Desigur, pentru cine vă convine și vă place jocurile stealth, adică am bine că de aveți și change-ul ăsta care vă poate oferi mai multe oportunități în care te poți juca stealth sau competitiv. Adică ai tot felul de misiuni, puteți să le încercați, puteți să le vedeți pe internet. Asta e problema pe România, pentru că la mult, am mai găsit unul, la mulți streameri, ce, dacă un exemplu m-am apucat să creez conținut de LOL, apoi numai pe LOL mă duc. Dacă m-am dus și m-am băgat pe 5M, apoi mă duc numai pe 5M până la final. Deci, nu suntem un pic mai descris la minte și efectiv să ne uităm la un streamer care creează mai multe episoade cu mai multe jocuri sau live-uri sau așa mai departe, că ne-am obișnuit numai cu un joc, știi, adică eu înțeleg că nu la toată lumea le place, dar mai, știi, un pic mai și voi, mai altcumva, că nu tot timpul, pia, am mai găsit tu, ce asta mă, am găsit pe Spider-Man. Tot timpul poți să te joci același joc, că ești într-o facțiune, un exemplu, și dai de un tripat de la care jocul ăla e viața lui. Mai promenește și apoi după aia, da, te cam... te cam ceas cu el, promenește și atunci nu e ok. Deci hai să trecem la... misiune în continuare, lăsăm toată treaba. Bine, că trebuie să morți, adică ce trebuie să facem acum? Open the safe. Pot să deschid eu? Câte trebuie să luăm, mă? Ce unde trebuie să-l aruncăm? Păi ia, avem aici scară. Dar nu pot să... Ia, că pot să o montez. Ia, că o montez rapid. Eu am tăiat țării jos. Și unde o le aruncăm? Ah, ok. De pe ap. Nice, mașina, adică... Bine, dacă îți convine să... stai, un exemplu, și așa mai departe, să farmezi. Ceea ce deocamdată așteptăm, clar. Efectiv. N-am înțeles. De numai atât a fost. N-am înțeles. V-aș recomanda să așteptați și Payday 3, pentru că jocul e Blanao, deci jocul e Blanao, vă puteți juca cu cheat-ul, care chiar să nu mai stați efectiv să vă mai chinuiți și pe, na, păcat că, nu știu, n-a fost așa de mult promovat pe contentul pe România cu așa ceva și chiar îmi pare de foarte multe jocuri numai asta. Cunosc că m-am uitat pe Twitch recent, că cred că chiar astăzi. Și pe efectiv majoritatea se jucau numai un joc și poate da tot. Am înțeles. Să ghicesc că le-ai luat pe toate. Hai că mă duc și eu pe scară. Păi și acum n-am terminat. Ce se întâmplă? Un pic realistic, dar nu știu că... Văd mașini în viața reală, dar nu le cunosc modelul, așa că, da, în fine, poate ar trebui să luăm toate 6, adică, zic eu, sau mă duc la mâna aia. S-ar fi buguit. E posibil și treaba asta, nu o să pun să audă persoana de pe fundal. Nu vrea să apară ca, na, să se audă și
De-aia zic că nu voi pune să audă. Așa că asta e. Guys, asta a fost episodul. Nu uitați de butonul de like și subscribe. Și v-am pupat. O săptămână cât mai frumoasă aveți sau chiar o zi frumoasă. Acum depinde, știu că ați început școala. Și na, știu că mă dumnezeiți, dar nu e problemă că voi merge la școală, eu la muncă, adică face cu schimbul. Așa că v-am pupat și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!